Ora 16, sunt Ioana Constantin, bine v-am găsit la Politica Zilei. Parlamentul României a mai făcut ceva foarte frumos astăzi. A votat pentru închiderea minelor PSD și PNL într-o deplină bucurie. Au votat împreună, ca din 2023, să intre în rezervă tehnică. Acum, întrebarea este ce o fi rezerva asta tehnică? Le pui în debara și vii tu mai târziu și verifici ca la borcanul de murături? Nu e foarte clar de ce s-a ales anul 2023 când mai existau niște variante. 2025, de pildă, sau 2032, așa cum sunt termenele din PNRR, nu scrie în proiectul pe care l-au votat astăzi nici ce se pune în loc, ce e în spatele votului de astăzi, încercăm să ne dăm seama în ediția de astăzi, când vorbim și despre hidrocentralele acelea mici, care sunt blocate și CCR-ul a zis de arii protejate. Vom discuta și cu un primar din Bumbești, Jiu, din Gorj, da, care ne va explica ce se întâmplă în localitatea sa, de ce sunt blocate aceste hidrocentrale și, în general, de ce România își bate joc de propriile sale resurse, iar românii de fapt nu plătesc prețul energiei, ei plătesc prețul prostiei și jafului în energie. Cam despre asta e vorba, ca să nu spunem trădare națională, și putem să mergem chiar spre subminarea economiei naționale, dar rămâne de văzut exact ce se va întâmpla cu decizia de astăzi din Parlament. Vorbim și despre ce se întâmplă cu trusturile de presă maghiare din Transilvania, pentru că e o prăbușire, 70% concedieri la presa de partid a lui Victor Orban din Transilvania. Vorbim și despre alegerile din America, pentru că, da, America votează, sunt alegeri intermediare. Se votează pentru 435 de mandate în Camera Reprezentanților și 35 de mandate în Senat. Toate acestea le analizăm aici, la Politica Zilei. Începem așadar. Vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră de la această oră. În platou alături de mine, Ciprian Purice, jurnalist, mulțumesc foarte mult. Bună seara, mulțumesc de Radu Miruță, deputat USR, Gorj, mulțumesc foarte mult, doamne Miruță, important de precizat, Gorj, pentru discuția noastră despre cărbune, termocentrale astăzi. Prin legătură video Skype, Marius Pașcan, prin vicepreședinte PMP de la Mureș, bun găsit, domnule Pașcan. Să rămână, vă mulțumesc pentru invitație. Bună și prin ziua, legătură telefonică directă, doamna Natalia Intotero, deputat PSD Hunedoara. Mulțumesc mult, doamna Intotero. Vă mulțumesc pentru invitație. Doamnă, cu dumneavoastră vreau să încep, pentru că și dumneavoastră și doamna Miruță sunteți parlamentari. A fost un vot astăzi în Camera Deputaților pentru închiderea minelor din 2023. Să spunem așa academic cum vrea coaliția, să se numească rezervă tehnică, dar de fapt este închiderea minelor. Știu că dumneavoastră nu sunteți de acord cu această chestiune, dar totuși v-a explicat cineva de la partidul dumneavoastră sau poate de la PNL, domnul Virgil Popescu, de ce din 2023? Nu am avut această posibilitate ca să stăm la discuție cu domnul ministru. De fapt, din partea Ministerului Energiei nu a fost nimeni astăzi la plen, nici domnul ministru, nici măcar unul dintre cei 5 secretari de stat. În schimb, am avut o discuție cu unul dintre secretarii de stat prezenți astăzi la Comisia de Muncă, da, unde noi am pregătit un amendament pe care l-am susținut, ca cele două mine propuse pe închidere 2024-2026 din județul Hunedoara să fie prelungit termenul până în 2032, așa cum ați menționat și noastră. Și de ce? Pentru că județul Hunedoara, alături de județul Gorj, vor beneficia de acele fonduri europene pe tranziție justă. Am avut vizita comisarului european, doamna Ferreira, în județul Hunedoara. Noi vom beneficia de 508 milioane de euro din cele 2,5 miliarde de euro. I-am spus doamnei comisar european că e foarte important, în primul rând, să realizăm acele proiecte, să punem ceva în locul industriei miniere care se dorește a fi închisă pe acest program de decarbonizare și apoi să trecem la o închidere. Dânsa ne-a spus că este întru totul de acord și că e foarte important ca la nivelul Comisiei Europene, respectiv Comisarul European de Resort și domnul ministru, să existe o discuție. Din ce am înțeles, nu a existat acea discuție și aici este indignarea mea, pentru că eu sunt convinsă că s-ar fi găsit o soluție. În egală măsură vreau să reamintesc că Uniunea Europeană, odată cu începerea războiului din Ucraina, are un program care se numește Repower Europe, adică să ne folosim de energiile noastre, și s-a schimbat cumva politica, nu știm când se termină războiul și regret din suflet această atitudine de nepăsare față de cetățenii din județul Hunedoara, din Valea Jiului și față de cetățenii din Gorj, din partea domnului ministru. Am votat împotriva acestei ordonanțe și
Da, n-am cuvinte ce să... Dumneavoastră ați votat împotrivă, eu sunt de acord că știți cum e, când lipsește cineva, atunci te iei exact de cel care e prezent. Da, eu vă întreb pe dumneavoastră totuși, partidul dumneavoastră, de ce a luat o astfel de decizie, de ce coaliția de guvernare a luat o astfel de decizie, asta în contextul în care nouă nu ne cere nimeni să trecem în rezervă tehnică din 2023 minele. Colegii mi-au explicat faptul că a fost negociat pe Programul Național de Redresare și Reziliență aceste aspecte și că implementarea primului jalon, adică 3 miliarde de euro, depinde de trecerea acestei ordonanțe 108 privind decarbonizarea. Dar era important, în regulă, trecem această ordonanță, dar se puteau face anumite negocieri pentru ca aceste mine să se închidă după ce avem implementate proiectele pe tranziție justă. Da, rămâneți, vă rog, cu noi. Ciprian Purice. Așteptăm o reacție oficială, pentru că pare o decizie absolut gratuită, ca să-i spun. Adică, în momentul în care puteai să negociezi, să te duci mai departe cu închiderea lor, că dacă vrei să le închizi, le închizi de bună voie prin compania de stat, adică nu trebuie să te asumi asta prin lege, un termen atât de scurt. Eu mă aștept și sper ca ăsta să fie răspunsul că noi obținem mai mulți bani de la Comisia Europeană, fie sub formă de PNRR, fie sub acest form de tranziție justă de care s-a început să vorbească de vreo 2-3 ani de zile și asta e bine, până acum nu vorbea nimeni nivelul guvernului în România. Deci clar să fie o miză, să fie o miză reală din perspectiva intrării de bani europeni în România. Altfel, dacă nu va veni această explicație, atunci ne ducem în concluzia logică că niște băieți deștepți din energie s-au gândit cum să facă și mai mulți bani la anul, că evident închinerea minelor va declanșa reacții, cred că și astăzi a crescut prețul pe bursă sau mâine va crește după această decizie, că așa se joacă în această piață liberalizată haotic. Acum 2 ani de zile, aici suntem. Declară un ministru ceva, crește prețul. E ca la bursă. Păi acum e și un vot al Parlamentului, deja nu mai e doar o declarație. Deci eu sper să vină cei din coaliția de guvernare să vină cu o explicație reală și care măcar la nivel formal să stea în picioare, da? Deci nu doar că ne-am asumat prin PNR. Ok, și câți bani vin în plus față de dacă păstram minele? Da, domnule deputat Miruță, sunteți și deputat de Gorj. Noi, indiferent de județul pe care le-ai reprezenta, nu există nicio argumentație rațională pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi. Și eu observ așa logica în care încearcă PSD să se scuze, însă e o logică frântă. Cu subiect și predicat, ei spun, am făcut asta forțați de PNRR. Este un lucru total neadevărat. PNRR prevede niște termene care sunt mai sus, 2032, pentru închidere, da. Însă nu are nicăieri interdicția de a pune ceva în loc până atunci. Mai sunt 10 ani de zile, România primește bani doar pentru acest lucru, pentru a investi în capacități noi de producție. Noi la USR ne-am luptat așa seară în comisie și astăzi în plen, adăugând la, modificând această ordonanță, cu asumarea din partea Guvernului României de a pune ceva înainte în loc, după care să scoți ceea ce este ineficient, poluează, are niște cheltuieli. Nu s-a dorit acest lucru, spunându-ni se că stați liniștit că vom pune. Ne, povestea asta cu vom face a tot fost văzută în România și nu s-a întâmplat niciodată. Deci PNRR este o temă falsă în acest context, este o scuză a neputinței și eu cred că mai mult decât a neputinței este a intereselor. Nu se dorește ca România să fie departajată față de celelalte țări care nu mai au ce pune în funcțiune. Țările din jurul României nu au ce să adauge nou în sistemul energetic românesc. România avea niște capacități pe care le putea porni la cheie. Aceste capacități au fost închise prin votul de astăzi pentru totdeauna și mai mult decât atât. Elevii din România nu vor mai avea sens să învețe la școală că România are bogății în linii și în huilă. Pentru că au acceptat mai mult decât cere Comisia Europeană, mai abuziv, să interzică oricând pe viitor valorificarea acestor până resurse. Până la copii, deci nu ați votat Parlamentul dumneavoastră, da? Deci în 2023... Rezervă tehnică. Nu e. Rezervă tehnică e drumul spre cimitir. Minele, da? Bun. Deci, ce era imediat, doamna ministru, imediat? Ce era 2025, domnule Miruță? Erau anumite cariere și anumite grupuri care trebuiau să fie închise în 2025 și ei vin și spun că au rezolvat. Nu le mai închidem în 2025, le băgăm pe toate în rezervă tehnică din 2023. 2025 era o bornă intermediară în care unele dintre mine și dintre grupurile energetice intrau, se închideau.
Ei spun acum, am făcut un lucru foarte șmecher, nu le mai închidem în 2025, le băgăm în rezervă tehnică pe toate din 2023. Deci, domnule deputat, noi am închis cu 10 ani mai devreme rezervă tehnică, cu 10 ani mai devreme decât scriam pe NRR. Deci nu ne obliga nimeni să facem nimic. Deci, informații oficiale, pe NRR un document, citit, dar se discuta și de 2030 acolo. Domnule Pașcan, știu că și Mureșul are pe râul Mureș și era o hidrocentrală mică, în fine, dar haideți să vorbim de minele astea. Deci Camera Deputaților cu 10 ani mai devreme s-a angajat să închidă minele României. Nu mă sfiesc să o spun cu toată responsabilitatea că ceea ce s-a întâmplat astăzi în Camera Deputaților este un act concret de subminare a economiei țării, de trădare a economiei naționale de către această coaliție care a devenit tot mai toxică în fruntea României și care evident este ocârmuită de interesele acestor societăți care speculează vânzarea, producerea energiei. Vreau să vă dau și alte argumente. În primele 8 luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, a scăzut aproape inexplicabil producția de energie în domeniul nuclear cu 2,3%. De asemenea, a scăzut ce înseamnă producție pe termocentrale clasice cu 1,3%. E o scădere cu 6,4% a producției de țiței. E vorba de tot ceea ce înseamnă producție din România. Scăderea producției cu 5,6% de gaze naturale și de asemenea și de cărbune, în condițiile în care la toate aceste surse energetice au sporit importurile. Deci România trebuie să-și reducă, chiar să-și închidă capacitățile de producție, fiind obligată, determinată să cumpere de pe piața liberă, să cumpere din Uniunea Europeană sau din altă parte, din Statele Unite, gaz difechefiat sau să aducă din Azerbaijan, în condițiile în care noi suntem blocați în producție. Vă vine să credeți așa ceva? Nu e acesta un act de subminare a economiei naționale? Eu consider că în situația în care avem război la granițe și această criză energetică, România trebuia să fie stimulată să producă la toate capacitățile energiei, pentru că aproape avem această putere de producție, de a ne acoperi, aproape avem autonomie energetică dacă am produce la capacitățile României. Cum bine a spus, avem și la Mureș, mai precis la Răstolița, o amenajare hidrotehnică care stă pur și simplu degeaba în conservare de pe 30 de ani, doamna Constantin. Era gata în proporție de 70% în mandatul meu de prefect în 2012 și de atunci nu s-a mai făcut nimic. De câte ori vin la guvernare cei de la PSD, iată acum în combinație cu PNL și UDMR, chiar nu se întâmplă nimic, este subminarea producției interne de energie. Și atunci cred că românii trebuie să se deștepte și să facă că la prețurile liberalizate cu care România și speculative cu care România cumpără energie de pe piețele internaționale, noi ne comparăm la aceste prețuri cu ceea ce se întâmplă în Europeană, dar la venituri suntem net inferiori față de oricare alt cetățean al Uniunii Europene. Este pur și simplu revoltător. Și eu cred că vor trebui să dea socoteală al actualii politicieni și cei care au votat această lege împotriva interesului României în fața românilor și cred că tot și de contact electoral peste 2 ani. Da. Pentru că viața românilor se înrăutățește dramatic. Doamna ministru Intotero, doamna deputat Intotero, vreau să vă întreb și nu spun vorbe mari și am titrat și eu pe burtieră ce a spus domnul Pașcan. Ar putea intra la subminarea economiei naționale votul pe care Parlamentul a dat astăzi sau deciziile acestei coaliții în energie? Deci, în primul rând, vreau să spun că Partidul Social Democrat, cât am fost la guvernare și cât am deținut aceste portofolii ale energiei, respectiv economie, niciodată nu am luat decizii pentru închiderea mineritului. Reamintesc 2016, când USR, prin domnul Cioloș, la vremea respectivă a fost primul ministru al României, a venit din nou cu această propunere. Pentru a nu mai acuza PSD-ul că ceilalți colegi astăzi au votat altfel, cred că cel mai bine ar fi să-l întrebați pe domnul Ghinea cum a negociat în PNRR. Păi 2032 a negociat domnul Ghinea, doamna Intotero, așa scrie în PNRR. Doamna Intotero, sunt niște termene explicite și vreau să vă mai spun ceva. Și scria 2023 ministru, undeva, doamna ministru, vă rog, 2023 e trecut undeva în PNRR pentru adevăr, pentru oamenii dumneavoastră din Hunedoara, dacă nu pentru toți românii. Inclusiv că la finalul anului 2022 trebuie să închise două termocentrale, Rovinar și Turceni. Scrie în PNRR. Domnul Miruță, scrie în PNRR. Nu există așa ceva.
Deci vă rog să îl contactați pe domnul Ghinea. Nu răspunde doamna, e tot rog, că l-aș fi contactat. Doamna deputat, dumneavoastră și partidul dumneavoastră. Domnul ministru Budăi duce negocieri cu cei de la Comisia Europeană. Lăsați cu pensiile, că aia e altă mâncare de pește, vă rog, eu mult că nici pește nu mai producem în România. Energie, și pe energie. N-are treabă domnul ministru Budăi cu energia. Păi s-a terminat. Acum înțeleg de ce suntem în situația asta dacă domnul Budăi negociază energie. Așa ar fi putut și domnul ministru Popescu să ducă negocieri cu Comisia Europeană pentru renegocierea termenelor. Asta da. Dar în guvernul pe care îl susțineți, doamnă. Categoric că susțin guvernul, dar am indignare față de miniștri care nu-și fac treaba. Doamnă, da, aveți indignare, dar votați rămânerea lui Virgil Popescu în funcție și eu Virgil Popescu votat. Astăzi v-a umilit. Cu votul eu dumneavoastră s-au închis astăzi minele în România și termocentrale pe bază de cărbune. Dumneavoastră care v-ați abținut, că n-ați fost în stare să luați o decizie Îmi cer scuze, puteți verifica dacă dumneavoastră din județul Hunedoara erați cu adevărat interesate de problemele oamenilor de acolo, ați fi susținut și v-ați fi asumat ca aceste închideri de care spuneți dumneavoastră în PNRR să fi fost condiționate de punerea în funcțiune a unei capacități similare înainte. Ați votat împotriva acestei propuneri, doamna intotelor românilor, nu le mai merge la infinit. Nu le-a susținut. Nu este adevărat. Eu am fost aseară în comisie unde am votat amendamentele. Am fost în comisia de muncă. Da, nu știu despre ce discutăm. PSD astăzi a votat închiderea minelor. Vă spun eu despre ce discutăm. Parlamentul României, doamnelor și domnilor, a votat astăzi pentru închiderea minelor din anul 2023 cu 10 ani înainte de termenul asumat în PNRR. Mulțumesc mult, doamna deputat Intotel. Vreau să-l salut pe Constantin Bobaru, primar Bumbești Jiu, pentru că avem o treabă și cu hidrocentralele. Domnule primar, să știți că Parlamentul, dacă vă întrebați ce se întâmplă cu hidrocentralele de la dumneavoastră, Parlamentul a votat să închidă și minele. Astăzi măcar spunem lacăt pe toate. Bună ziua, vă salut, mulțumesc că sunteți în direct cu noi. Pe România, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumesc pentru posibilitatea de a da un punct de vedere sau a exprima un punct de vedere. Păi spuneți-ne ce se întâmplă acolo cu hidrocentralele acestea. Aveți trei, una dintre ele cea de la Dumitra și mai aveți încă două la 7 km mai jos, da, pe defileu, cele de la Valea Sadului și Curtișoara, da? Spuneți că la Dumitra putem să apăsăm pe buton și ar trebui să meargă hidrocentrala. Aș vrea să îmi dați voie să începem cu începutul, așa, folosind un joc de cuvinte. Să începem cu începutul, da. La Bumbejdiu sunt, pe teritoriul orașului Bumbejdiu, sunt patru lucrări de amenajare hidroenergetică pe râul Jiu. Este cea de la Dumitra, așa cum spuneați dumneavoastră, cea mai îndepărtată, să zic așa, în amonte. Este cea de la Luncani, deci mai este încă una, da. Și cea de la Valea Sadului, la care făceați trimitere, și cea de la Curtișoara. Exact. Cele două care au un stadiu fizic foarte avansat, cea de la Dumitra și la Luncani, așa cum spunea și dumneavoastră, una este la 98% stadiu fizic, respectiv cea de la Dumitra, iar cea de la Luncani undeva la 92-94%. Sunt capacități hidroenergetice care, așa cum spuneați, la o simplă apăsare de buton ar putea să producă energie pentru România în aceste momente destul de dificile din punct de vedere energetic și nu numai. Cele două hidrocentrale sau amenajări hidroenergetice, că e prea mult spus hidrocentrale, cea de la Valea Sadului și la Curtișoara, și astea un stadiu fizic destul de mare, numai că stadiu avansat. Numai că ele sunt începute, atenție, din 1989. Cea de la Valea Sadului a fost proiectată la un volum de 300 de milioane de metri cubi, cu niște funcțiuni multiple, nu cred că avem timpul necesar să detaliem, și este undeva la 60% stadiu fizic, iar cea de la Curtișoara undeva la 75%. Asta este realitatea din teren și mai trist este că la momentul de față, de ani de zile, stăm cu aceste capacități de producție la aceste stadii fizice și nu produc nimic, care au înghițit foarte multe sute de milioane de euro din bugetul statului. Cât la dumneavoastră acolo în Bumbejdiu, cât s-a cheltuit? Păi numai cele două hidrocentrale, da? La care dumneavoastră făceați trimitere, da? Dumitra și Luncani, a depășit cele două au depășit o investiție de 200 de milioane de euro. Oh, frumos! Rămâneți cu noi, domnule primar. Domnule Purice, vă rog. Păi, noi să ne aducem aminte că, cred că prin 2014-2015, dacă nu mă înșel, perla coroanei de astăzi, hidroelectrica, era în pragul insolvenței. Da, băieții noștri deștepți din energie, fie că sunt cei din zona privată sau cei din zona de stat, foștii generali, SRI, SIE, rezerviștii de care vorbește astăzi toată lumea,
acolo au adus, deci hidrocentrala, hidroelectrica, care astăzi este o companie de, cred că, 40-50 de miliarde de lei evaluată, ultimele evaluări au fost din primăvară, acum cred că e și mai mare, da, având în vedere criza energetică din Europa, era pragul insolvenției. Avem aceste hidrocentrale aproape gata, care sunt mai multe și care au fost blocate pe povestea cu ariile protejate. Vorbeați de închiderea minelor. Da. Să nu uităm că și Germania a fost pusă să-și închidă tot, că venea Greta Trotineta exact. Să ne țină prelegeri. Deci nu contează că stați în frig, că plătiți de două ori prețul la alimente, că multe, multe, multe alte nenorociri, dar avem o planetă curată. Și ce să vedem? Noi ne zbatem să ținem Europa atât de curată și nepoluatoare, dacă ne uităm peste ocean la partenerul nostru strategic american, acolo se poluează în dragi, nu mai vorbim de Orient, în China, unde acolo nu există nicio regulă în materie de poluare. Dar noi europenii ne-am înhămat să ne sacrificăm și vis-a-vis de războiul din Ucraina, că noi plătim prețul cel mai mare din perspectiva lipsurilor în de regiune, zi cu zi, da? Plătim prețul cel mai mare la depoluare, în timp ce restul planetei stă bine mersi. Deci, nu spune nimeni că trebuie să ne batem joc de mediul nostru înconjurător de natură. Să ne aducem ce era, aminte, cu negru de fum din zona Ardealului. Niște nenorociri în industria comunistă. Dar, dom'le, alea au trecut. Trebuie să adaptăm necesarul de energie cu protecția mediului. Iar ce a făcut USR-ul, că e aici domnul Miruță în parlament, ce a făcut USR-ul săptămâna trecută cu atacul la CCR, mie mi se pare ăsta atac la economia națională, pentru că s-a dovedit că, de fapt, legea nu încălca ariile protejate, ci a fost o chichiță legislativă pe care n-a respectat-o parlamentul. Dar ce îți pare important, Ciprian? Spui, în 2004 a început construcția la una dintre ele și un an mai târziu au descoperit că e arie protejată. Cum se întâmplă asta cu pârșul de pădure mereu? Licuriciu de seară, liliacul de pădure. Da. Tot timpul apare un liliac din ăsta. Sau un gândăcel mic care ne-a oprit autostrăzile. Doamna Constantin, noi trebuie să înțelegem. Suntem într-o piață europeană, într-o competiție directă cu alte state. Dacă România nu se dezvoltă, se dezvoltă alții. E simplu. Și când cine România a aplaudat la asta cu hidrocentralele? Bencoc se numește. Este un ONG finanțat direct de la un minister al mediului, cred că e Ministerul Mediului din Germania. Și a aplaudat la decizia CCR-ului. Asta trebuie să înțelegem, că dacă noi nu facem și suntem ținuți pe loc, fac altcineva. E simplu ca bună ziua. A venit fabrica Nokian, și atât mai spun. Da. Și a venit la Oradea. De ce nu s-a dus la Vaslui, care e o zonă mai săracă a țării, sau în Teleorman? Pentru că nu e autostradă. De ce nu s-a făcut autostradă? Din cauza gândacului Cenușiu, din cauza broștii, nu știu de care. Noapte, și... Hai să fim realiști. Domnule deputat, e la noastră în ogradă toată povestea asta cu hidrocentrale, am deviat noi un pic. Explicați-ne, colegii noastre, știu că poate nu împărtășiți aceleași opinii, dar au făcut o sesizare la CCR și deci, iar ne-am blocat. În mod foarte clar, USR susține finalizarea acestor hidrocentrale atâta timp cât există un cadru legal. În perioada 2004, în perioada post-2007, România a fost notificată că utilizează niște sume de bani, neavând voie să facă acest lucru, pentru amenajarea celor două hidrocentrale de pe defileul Jiului. Noi spunem, hai să se creeze un cadru legal și să se finalizeze acele hidrocentrale. Dar nu putem să spunem, chiar dacă este ilegal, pentru că cei de la PSD, pentru ei legea poate să fie în funcție de interes, să fim de acord. Hai să se facă cadrul legal și să terminăm acele două hidrocentrale. Adevărul care este două? Care? Cele de la Dumitra și Bumbejiu. Deci sunt două grupuri acolo. Un grup de hidrocentrale care se află pe defileul Jiului, care au împreună 62 de megawatt. Alea de le construim din 89 sau din... Nu, alea care sunt construite din 2004. Din 2004, ce spuneam, deci acolo eu. Dar nu era arie protejată atunci, domnule Miruță. Nu era arie protejată. Nu, Comisia Uniunea Europeană are o condiție. Așa. Dacă atunci când ai obținut autorizația de construire, ai avut nevoie de autorizație de la mediu, din moment ce ai intrat în Uniunea Europeană, autorizația de la mediu trebuie să fie valabilă pe toată perioada construirii. Da. Adică dacă s-ar fi terminat cele două hidrocentrale până când am fi intrat în Uniunea Europeană, puteam să le construim. În moment ce noi construiam la ele, s-a intrat în UE și a trebuit să ne supunem noilor reguli, care pot fi făcute să fie îndeplinite. Cu adevărat însă, cei din actuala coaliție de guvernare nu sunt interesați de finalizarea acestor hidrocentrale. Pentru că domnule Puri, ce-mi cer scuze, 7 km mai jos nu mai este arie protejată. Acolo nu există absolut nicio restricție. Și alea de ce nu se finalizează? Că sunt încă două. Păi ar trebui să ne răspundă. Cine? Mai mult decât atât. Cine? De la INE, de la ISPH, de la specialiștii României în domeniu. Spun că pentru a abandona aceste lucrări, pe care în paranteză, s-au mutat sate, s-a mutat biserica de la intrarea în Bumbejiu, de unde este domnul Bubaru, pe care îl salut. Primar. Este o biserică nouă mutată, s-a mutat cimitir.
Revin, hai să ne spunem, domnul primar, de ce ați mutat acolo în Bumbejdiu pentru hidrocentralele astea? Doamnă, îl salut și eu pe domnul deputat. Așa. Și mă bucur să am această posibilitate de a dialoga, chiar dacă dialogăm prin intermediul noastră. Bine, protocolul altă dată, ziceți-mi ce ați mutat. Dialoga și într-un alt mod. Așa. L-am auzit cu plăcere și l-am ascultat, spunând că nu vrea să se creeze cadrul legal. Păi domnia sa face parte din legislativul României. De ce nu se face o inițiativă legislativă să se pună toate partidele politice la masă și sunteți? Să găsească uite, o soluție? Adică doar să aștepți să pândești la colț dacă se greșește. Domnule Bobaru, spuneți-mi, vă rog, ce ați mutat acolo pentru aceste hidrocentrale? Biserici? Nu mutat sate, noi, doamne. Am mutat la timpul respectiv pe investiția statului român un cimitir care era în zona inundabilă și s-a mutat într-o zonă ca să nu mai fie afectat acest cimitir de lucrările hidroenergetice. Din păcate, așa spunea și domnul deputat, de acord, a fost mutat inutil pentru că lucrările de amenajare hidroenergetică de la Valea Țadului, vă spuneam, cea mai mare acumulare de pe râurile interioare de 300 de milioane de metri cubi, acum este groapă de gunoi, apropo de protecția mediului. Deci, cred că este necesar. Eu nu vreau să intru într-o polemică politică, că nu asta este rolul meu. Păi nu, rolul meu, nici eu nu vreau. Sau ar trebui să tragem un mesaj către toți politicienii că aceste investiții făcute din banii românilor, dacă ne pasă și tot plângem pe umerii românilor, trebuie finalizate să creeze acea plusvaloare pentru care s-a investit acești bani din banii românilor. Asta este categoric. Dar ce v-au spus dumneavoastră de la guvern, coaliția, Consiliul Județean, ce v-au spus? Ce se întâmplă cu hidrocentralele? Da, acum, cred că 3 ani de zile, eu am fost cel care am generat o întâlnire a tuturor parlamentarilor de Gorj, factori de decizie din Hidroelectrica, de la mediu, și s-a ajuns la concluzia, așa cum se spunea, că vezi, doamne, autorizația sau avizul de mediu nu mai este valabil pentru că s-a schimbat lucrurile din punct de vedere legislativ. Bun, și stăm de 3 ani de zile și nu suntem în stare pentru că judecătorul, de bună dreptate, din punctul meu de vedere, a zis bine, continuați lucrurile în baza unei noi autorizații date în condițiile actuale ale legii. Punct. Da? Și stăm de 3 ani și ceva și nu suntem în stare să emitem autorizații pentru a continua lucrurile. Da, domnule Pașcan, și noastră mi-a spus că aveți și pe Mureș. Deci noi stăm și așteptăm autorizații, așteptăm să treacă pârșul de pădure, liliacul de seară. Doamna dacă Constantin, asta este o poveste. Da, aveți treabă, domnule primar, am înțeles. Numai 20 de secunde și încheie. Vă rog. Trebuie să ținem cont de un singur lucru. Orice lume asta are un cost, are un preț. Trebuie să facem o analiză. Ce este mai important? Să producem energie, să facem activitate economică generatoare de plus valoare sau valoare adăugată mare, sau să ne gândim că va dispărea un gândac cu, nu știu, un liliac și așa mai departe. Care e treaba, domnule Bobaru, că nu e niciun gândac, el e inventat, că măcar dacă ar fi vreo specie revoluționară în România, dar n-avem. Este și pledează pentru domeniul lui de activitate, dar încă o dată trebuie să facem o analiză care sunt pierderile și care sunt câștigurile, pentru că lumea asta orice are un cost. Mulțumesc, domnule primar. Domnule Pașcan, vă rog. Doamna Constantin, asta e o problemă complexă și care vădește ce se întâmplă în România zilelor noastre, care trebuie să rămână o piață de desfacere și în europeană, așa mai săracă și cu cetățenii mai pauperi. Deci vreau să vă spun următorul lucru. Uitați-vă, parcurgeți Germania, parcurgeți Austria, parcurgeți Italia, parcurgeți Franța și o să vedeți autostrăzi făcute prin mijlocul unor păduri seculare. N-au avut nicio problemă nici cu gândacii, nici cu liliecii, nici cu urcii, nici cu alte specii, da? Care și eu cred că se govin protejate, dar nu la modul absurd. Civilizația trebuie să existe, să se dezvolte. În ce privește la noi, s-a dat un target în vremea ministrului mediului Borbei să se declare câteva sute de arii naturale protejate în România și cu roșii fără rost ca să iasă la numărătoare. Aceste arii mai apoi au fost speculate, s-au pus niște custos, niște societăți instrumentate politic care mai apoi au gestionat aceste arii protejate, care au inclus adeseori și localități, și case private, și curci, așa mai departe, ci s-au îmbogățit de pe urma lor acești custozi care aveau în spate politicieni și asta se încearcă și acum. În rest, povestea asta cu hidrocentralele și cu drumurile noastre și cu blocajul care este susținut și din afară cu bani pe ONG-uri specializate în a face contestații și a deschide cauze în instanță și cu avocați care se plătesc cu bani foarte mulți din afara României, există în continuare pentru că în fruntea acestui stat stau niște râme, doamnă, din păcate, de vreo 30 de ani, stau tot felul de râme. Protejate râmele lor, din păcate, care manipulează cetățeanul la vot. Și ajung, vedeți cum merg cu obediență la Bruxelles și vin cu lecția de acolo învățată și astăzi este încă un exemplu în Parlamentul României
cum trebuie distrusă România, cum trebuie sărăcită, cum trebuie să-i lăsăm pe alții să facă stăpân pe resursele noastre și, ba mai mult decât atât, să și cumpărăm de la alții care produc mai puțin decât noi. Noi, de pildă, luăm, dacă vă vine să credeți, energie din Ungaria, care e dependentă de Rusia. Deci acolo am ajuns. Pentru aceste râme, pentru acești trădători care stau în fruntea statului român, din păcate, și nu-i nominalizez ca să nu vă sancționeze CNA-ul. Dar, la modul general, puțin ies din aceste... E un insectar întreg acolo, da, știm. Exact. Da, domnule deputat, o concluzie pe povestea asta cu, cel puțin cu hidrocentralele astea, să înțelegem. Ce s-ar putea face acum, acolo, real, în Gorj? Factorii de decizie să-și dorească cu adevărat că aceste hidrocentrale să fie terminate. Vă spuneam de un studiu pe care nu l-am inventat eu. Este al specialiștilor de la ISPH, după multe expertize, care spun că pentru a lăsa lucrările așa, costă mai mult decât pentru a finaliza. Aceste hidrocentrale, care nu sunt în arie protejată, au fost proiectate de la zero cu costurile de a fi terminate, considerându-se că sunt funcționale, dacă prețul energiei e de 40 de dolari megavatul. Acum avem prețul energiei cu 600 de dolari, le avem terminate 75%, după cum spunea și domnul primar, da. Și cu toate astea nu se dorește ca ele să fie finalizate. Și cu cele din ariile protejate pentru cele din ariile protejate trebuie făcut un cadru legal să ai voie să cheltuiești bani. Nu putem să spunem că nu ne convine legea și o încălcăm. Da? Trebuie să existe dorință politică pentru ca legea acolo să fie modificată și să știți. Eu personal am avut un amendament care eu consider că face ca această lege să devină funcțională. Și, adică zona care este ruptă din mijlocul parcului natural pentru a putea să construiești aceste hidrocentrale, să termine aceste hidrocentrale, nu să fie scoasă de acolo și neconsiderată nimic, ci să fie atașată la marginea parcului natural, la perimetrul parcului natural, să translatezi. Păi și a trecut este... amendamentul ăsta, că a fost votat în felul ăsta. Inițial a fost inițial a fost picat acest amendament propus de către mine, s-a întors la comisie și a fost revotat, însă la Senat nu a fost acest amendament și de acolo diferența semnificativă între forma de la Senat și forma de la Camera Deputaților. Vis-a-vis de aceste ONG-uri, Bencoci, Greenpeace, cine mai sunt ele, ele au interesul lor. Nu este vina lor că au acest interes, este vina statului român că le permite să devină semnificative. Statul român își poate coordona activitățile în statul român după propria dorință. Doar că cei de la PSD, cei de la PNL spun să se facă, să se întâmple, verbe la mod impersonal. Dar cine sunt cei care trebuie să facă? Pentru că fix ei sunt. Mai devreme vedeam doamna Intotero spunând că... Nu mai e aici, vă rog. Ok, nu este aici. Așa. PSD are 70% alături de PNL. Ei pot să dea decizie mâine. De ce nu fac lucrurile astea? Pentru că niciodată în România nu au reușit să construiască. Tot timpul caută să se împiedice decât o scuză. Acum și noastră în PNRR-ul ăla, domnul Ghinea, într-adevăr, și-a asumat niște lucruri. Polonia, de exemplu, a zis, le închidem noi, până 2049 mai vedem noi. Și atunci nu e de mirare de ce românii nu mai au încredere în instituții. Un barometru Ciprian Burici acum pe securitate spun românii că nu mai au încredere în nimic. Ce mă miră pe mine și rog pe colegii mei să dea e că vedem e a doua oară când vedem lipsa de încredere în armată. Adică înainte era prima instituție care apărea în topul încrederii. Dar de unde această erodare a încrederii în instituțiile de forță, în primul rând, la români? Singura concluzie rațională pe care o putem trage e războiul de la granița României. Și discuțiile panicarde de la televiziuni că vin rușii peste noi, că nu se vor opri în Ucraina, din punctul meu de vedere, care n-au niciun fel de bază. Pe de altă parte, ne speriem că vin rușii, dar două ore mai târziu spunem că suntem sub umbrela de securitate NATO. Adică, automat, aceste mesaje care sunt diametral opuse creează confuzie și oamenii nu mai știu ce să înțeleagă. Pe de altă parte, faptul că nu au încredere cetățenii în instituțiile politice, ele este de înțeles. Adică numai dacă ne uităm ce a făcut doamna Armand, mai încredere. Mai vine și unul de la PSD, la fel mai dă o nefăcută de asta. Și un liberal sau un demerist să închide. Zi, da. Evident, și ei nu-și dau seama, din păcate, oamenii politici care ocupă funcții. Dar care nu ocupă funcții, treaba lor. Sunt pe lângă parlament, pe lângă primărie. Nu-și dau seama că, de fapt, erodează încrederea cetățenilor români în statul român în ansamblul său. Adică noi trebuie să facem o paralelă că dacă militarii, cei din MAI, polițiști sunt aspru sancționați dacă își bagi joc de uniformă, dacă respectă conduita, este nu pentru că cineva are ceva cu poliția, dar ei reprezintă statul român. De bine, de rău și politicienii noștri, indiferent de partid, nu le reprezintă statul român. Adică trebuie să aibă oarecare etică și o conduită. Pe de altă parte, în același sondaj, vestea bună, dacă vezi că astea sunt veștile rele, e și o veste bună. Așa. Din toate întrebările pe care le-am văzut și analiza mea este că cetățenii români n-au căzut pradă propagandei referitoare la războiul de Ucraina, nici propaganda din Est, nici propaganda din Vest.
În mare parte au înțeles ce se întâmplă în Ucraina, cam cine și ce e pe acolo. Au reacționat cu solidaritate când a fost cazul, da. Cât de băgați sunt americani în Ucraina, că deja asta e la vedere. Și mai departe zic că lucrurile merg într-o direcție bună din perspectiva înțelegerii, dar o direcție proastă, pentru că tot același sondaj ne spune că peste 80% din români consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită. Ceea ce ar trebui să fie un... un semn de întrebare pentru toți politicienii. Nu are pe cine. Cât de băgați sunt însă oamenii lui Victor Orban în Transilvania sau cât mai sunt de băgați, cel puțin în zona de presă, vorbim imediat după pauza de publicitate. Revenim. Revenim la Politica Zilei, mulțumesc că sunteți pe B1 TV. Vă spuneam că presa maghiară controlată de partidul lui Victor Orban în Transilvania se prăbușește holdingul media pe care îl controlează efectiv partidul Fidesz. Partidul lui Victor Orban începe să concedieze din ianuarie 70% dintre angajați vor fi concediați. Este o informație care vine pe agențiile de presă chiar din Ungaria. Domnule Pașcan, vin către dumneavoastră. Se vorbește despre faptul că s-a hotărât la nivelul conducerii holdingului media, care este finanțat din banii contribuabililor maghiari, da? S-a hotărât această concediere a aproximativ 70% dintre jurnaliștii care activează și în Transilvania. Vă rog. Da, eu v-am mai spus și cu altă ocazie. Ungaria investește masiv în Transilvania, atât în domeniul agriculturii, industriei, educației, cât evident ca să aibă și tribuna de propagandă necesară în media. Astfel, în ultimii ani, spun studiile de specialitate făcute de presă independentă, s-au investit circa 20 de milioane de euro în presa maghiară din Transilvania. Acești bani au servit evident intereselor lui Orban și Fidesz, de altfel s-au și văzut în voturile masive exprimate de etnici maghiari din România pentru Fidesz și Orban în Ungaria. Este vorba de cetățenii care au dublă cetățenie română-ungară. Și evident, acum, pe fondul problemelor mari de natură economică, a inflației galopante, a prăbușirii economice a economiei din Ungaria, a problemelor energetice, nu mai au resursele pentru a finanța această presă propagandistă. De altfel, în cea mai mare parte, presa transilvană, cu acceptul UDMR și complicitatea UDMR, era deja controlată de Budapesta prin aceste alocări enorme de fonduri, resurse, atât în publicații print, cât și în publicații online. La nivelul publicațiilor print, iertați-mă că vă deranjez, cam despre ce număr de publicații sau volum de tiraje vorbim? Doamnă, vă pot da un exemplu. De pildă, cel mai important cotidian sau primele două, că atâtea mai sunt în limba română pe print, la Târgu Mureș, au undeva împreună vreo 5.000 de exemplare. Ori cotidianul finanțat din Ungaria sau și din Ungaria de limbă maghiară are undeva la vreo 40.000. Deci ca să vă faceți o idee, deși evident presa print nu mai este rentabilă în România, ci nu numai în România. S-au alocat bani foarte mulți și pentru radiouri, de pildă Radio Gogo din Târgu Mureș, care are filiale și prin Odorhei și prin altă parte, la fel, dar peste tot se fac disponibilizări masive, câtă vreme Ungaria nu mai are resurse să plătească salariile acestor jurnaliști, dar ei până acum și-au făcut treaba. Dacă Orban a obținut 70% din voturile ungurilor și maghiarilor din Transilvania, asta spune multe despre influența pe care o are presa controlată de Budapesta în Transilvania, de unde în proporție, cred că de peste 80%, aproape 90%, voturile maghiarilor din România s-au dus către Fidesz și Orban. Deci asta a fost platforma pe care au susținut-o. Eu sper că acum atmosfera mediatică să se primenească în Transilvania, în sensul că acești propagandiști au pledat în continuu și au scris materiale, au difuzat materiale legate de autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc. Au pledat pentru alipirea de Ungaria, pentru interesele Fideszului în zonă, pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea economică a Ungariei și publicitatea aferentă societăților cu capital ungar. Ori această pledoarie a mers și în zona instigării, separatismului etnic și așa mai departe, a propagandei în această direcție, a dezbinării cetățenilor, și eu cred că acum se va diminua această propagandă și vom fi și noi lăsați să trăim în pace, români, maghiari și alte etnii care populăm acest tărâm binecuvântat transilvan.
Eu cred că asta se va întâmpla și fiecare primește ce merită. Adică roata istoriei se învârte. Se învârte, poate da, Ciprian. Și ceva puțin mai profund. Nu-l contrazic pe domnul Pașcan, dar cred că până și domnul Orban, viteazul domnul Orban de la Budapest a înțeles că Transilvania rămâne a României și cel puțin pentru viitoarea mie de ani și că nu are rost nici ultimele, să spunem, strofocări ale guvernului de la Budapest să alimenteze o viitoare rupere de România. E aici un plan al serviciilor secrete maghiare, el se numește Aurora Zorilor, a debutat încă de 1919 când au încercuit România și credeau că o invadează. În 1990 la Târgu Mureș, la evenimentele din 20 martie, ajunsese la ediția a patra, adică tot a fost revizuit. Da. Aurora Zorilor vizează ruperea Transilvaniei de România și realipirea la Ungaria. Bănuiesc că domnul Orban cu acest aparat uriaș de propagandă din Transilvania, asta a încercat de când a venit la putere din 2004, dacă nu mă înșel, și în cele din urmă a înțeles că, probabil și de la partenerii lui strategici care îl mai fie, a înțeles că nicio șansă ca România să dezmembreze, nicio șansă pentru autonomia Ținutului Secuie sau alte chestiuni de intrare. Nu, dar folosea electoral, da, populația din Transilvania. Dacă sunt vreo 200 de mii, numai puțin, domnul Pașcan, sunt vreo 200 de mii de voturi, ce puțin la alegerile de anul ăsta din aprilie, da, din martie-aprilie, vreo 200 de mii de voturi au plecat din Transilvania către Ungaria, probabil cele mai multe, cum spuneți, domnul Pașcan, către Fidesul Orban. Nu știu dacă e o investiție fezabilă, adică Ungaria să votează vreo 8 milioane de cetățeni. Deci... Domnul Purice, foarte scurt, doar atât vă precizez, sigur susțin ceea ce spuneți, cartea și acțiunea Aurora Zorilor este scrisă de colegul Florian Bichir, colegul PMP Florian Bichir, profesorul Bichir. De un colonel de la SRI. Împreună cu un colonel de la SRI, evident. În același timp, sigur că vă dau dreptate, doar să nu credeți că cumva s-a răzgândit Orban sau schimbă pledoaria. Din contră, nu mai are resurse, dar el a creat un orizont de așteptare pe această zonă, pentru că degeaba îi chem pe oameni să ți realieze politic dacă nu le dai și o destinație și o țintă pe termen lung. Acum, că ea este fezabilă, că nu, asta este discutabil și vă dau dreptate, dar cu asta a jucat în spațiu public, adresându-se unui public totuși neavizat, da, 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 și care da, tot speră la refacerea Marelui Imperiu. Da, Radu Miruță. Mie trist mi se pare că sunt tolerate foarte desele săriri de cal. Inclusiv la ministrul de mere, nu? Inclusiv la ministrul de mere. Faptul că domnul Orban are interese politice și eu cred că și rezolvă o parte din interesele politice și nu e vorba doar de cele 200.000 de voturi pe care le mută din Transilvania în Ungaria, e vorba și în sens invers. Domnul Orban a sădit aici niște persoane responsabile, sunt în guvernul României, care indirect pot să ia decizii spre avantajul domnului Orban. Că se încearcă o astfel de chestiune, e democrație, există posibilitatea asta. Ce mi se pare mie absurd este tolerarea din partea autorităților românești la astfel de chestiuni abuzive. Ați văzut doar anul ăsta câteva. Față de care nici premierul Ciucă, militar, cu tricolorul pe umăr, nu au avut nicio reacție, adică tolerându-se astfel de atitudini extraordinar de agresive față de românii de acolo, nu faci decât să încurajezi astfel de atitudini. Dacă nu se ia nicio măsură, ei înțeleg că le este permis. Aceste lucruri trebuie să fie foarte ferme. Sunt foarte mulți maghiari în România de foarte bună credință, normal, care nu achesează atitudinea domnului Orban, dar e o limită. Cât timp nu se respectăm limita asta, trebuie să existe sancțiuni. Iar România nu a avut fermitatea aplicării sancțiunilor. Da, sunt niște oameni în coaliția asta PNL-PSD, da, care efectiv se prefac că nu-i văd pe ministrul DMR-ului cu cât dispreț tratează românii și cum ne vorbesc ei în ungurește despre strategii naționale și așa mai departe. Ciprian Purce, mă întorc la tine. Există o discuție despre anticipate, e ușor amuzantă, dar domnul Robert Cazanciuc a declarat aseară că dacă PNL-ul nu înțelege cu piața asta reglementată, semi-reglementată la energie, ei se gândesc serios la anticipate. Hai să vedem și declarația, rog pe colegii mei, că adică a pus așa argumentat domnul Cazanciuc. Dacă nu vom reuși să reglementăm piața energiei, nu am exclus deloc alegeri anticipate. E o veste bună. Până la urmă, PNL a ajuns la ceea ce spune PSD de un an de zile, cel puțin, că e nevoie de reglementare. Asta făcând referire la domnul Ciucă, care a spus că au discutat și ei în ședința lor de ieri. Semi-reglementare s-au alintat puțin ca să nu recunoască că e reglementare. Ce înseamnă semi-reglementare? E, domnul Cazanciuc, noi ne tot întrebăm. Nu e fezabil asta, nu? E fezabil. Domnul Cazanciuc suferă de boala denumită în mod academic medical a tuturor politicienilor români. I s-a umflat cap.
În general, politicienilor români, când ajung acolo pe funcție, să cred un fel de mini dumnezei, așa niște semizei, și uită că sunt niște oameni ca noi toți, cu mâini, cu picioare și făcuți din carne, nu altceva. E utilă o reglementare a pieței sau o semireglementare, oricum ar vrea să spun, dar să vii să ameninți cu anticipate care un an înainte. Care nici se pot face real, adică hai să fim realiști, până și aurul, domnule, despre care toată lumea spune că un partid extremist a lăsat-o mai moale cu suspendarea lui Iohannis pentru că avem război la graniță. Tu, Robert Cazanciuc, fost ministru de justiție, conectat la meandrele statului român, știi cum funcționează? Păi nu faci altceva decât să susții retorica lui Putin dacă vii să creezi instabilitate în țară. Ei, uite, e bună reglementarea, e revenind, că ne scapă de băieții deștepți din energie, dar, dom'le, negociați acolo, băgați-vă tot într-o cameră, cu Virgil Popescu, cu Penelici, băgați-vă acolo, băteți-vă între voi și ieșiți cu reglementarea. Un minut, Radu, un minut, Marius Pașcan. Radu, ei vorbesc despre compensarea facturilor, se modifică ceva în Parlament, votați ceva în Parlament zilele astea? Nu, există ordonanța 119, da? Care este ținută în Parlament de vreo lună și jumătate, timp în care mari producători, mari consumatori de energie electrică din România sunt sub cerul liber. Ce face domnul Cazanciuc și nu o face întâmplător, pentru că este strategia Partidului Social Democrat, încearcă să țină populația României sub filozofia, doamne, suntem preocupați, nu ne-au mers cele 11 încercări de până acum din 4 OUG-uri, ne mai gândim acum la ceva. Dar atunci când ni se pune prima întrebare, cum funcționează piața reglementată când de jur împrejurul nostru sunt piețe libere și energia e pe principiul vaselor comunicante. Nu știu, atâta timp cât România a vândut deja energie pentru perioada următoare, cum poți să reglementezi ceva deja contractat, atunci se opresc, pentru că ei nu au capacitatea să găsească soluții corecte. De un an de zile, două partide cu experiență la guvernare în a dărâma România nu au reușit să pună pe masă o procedură prin care oamenii să simtă ceva, da, pentru că nu se pricep. Marius Pașcan, un minut. Nu știm cum se vor compensa facturile, dar PSD amenință că dacă nu reglementăm piața, anticipate sau pleacă de la guvernare, nu știu. Mai întâi, foarte pe scurt, vă spun că nu vor fi niciun fel de anticipate. Câinele nu pleacă de lângă măcelărie, mai ales că acum se împarte bugetul, acum se stabilește cum vor împărți frățește banii pentru ai lor. Cealaltă chestiune legată de energie e ca și cu pensiile. Caută să câștige timp. Aici se bade o licitație propagandistică de declarații și una peste alta, uitați-vă că economia României și cei care depind de energie în producție sunt pe spate, iar de cetățeni nu mai vorbesc, că e vai de capul nostru. Da, e vai de capul nostru, asta e concluzia și e o concluzie reală. Mulțumesc mult, Marius Pașcan, mulțumesc mult, Radu Miruță, cu Ciprian Purice. Ne vedem și în a doua oră când discutăm despre alegerile din America și despre ce se întâmplă în Ucraina, războiul din Ucraina. Revenim de la fix.